uneori vă dați seama, am frustrări de am anumite frustrări că mă gândesc că, bă, dar oare părinții mei cine au fost? Da, sau cine este mama mea? Că nici asta nu știu. Mama mea îmi spunea despre tatăl meu că o înșela, că ea a suferit foarte multe traume din cauza asta, deși eu, din ce am auzit de la bunica mea și de la toată lumea, omul se ocupa de familie, venea mereu acasă. Știu că a început să aibă probleme cu inima, nu știu exact încă din ce cauze. Ea mi-a povestit că m-am uitat așa în sus, puțin de tot înainte să intrăm la el în cameră. Și eu am început să plâng când am văzut că tușește în halul ăla de urât. A venit și mama mea, m-a luat în brațe și l-am găsit împreună că nu mai avea suflu. Nu știu cum s-a întâmplat, și s-au strecurat niște chestii în băutură și v-am spus, l-am auzit tușind tare și l-am găsit mort. Tu crezi că cineva l-ar fi omorât pe tatăl tău? Eu cred că da. Această femeie și-a însușit o casă în localitatea Dumbrăvița din Timișoara, pe care a vândut-o și fără semnătura mea nu a putut să o vândă. A vândut-o la niște oameni. În momentul... Pe ce vârstă aveai tu atunci? 18 ani. Eu acum am 19 ani jumate și, din câte știu eu, 3 din 4 primește copilul, moștenitorul, iar 1 pe 4 primește mama. Nu? Că așa e legal vorbind. Așa. Iar eu am fost de acord cu semnătura mea să primesc doar 2 pe 3 din acea valoare. După care mi s-a adus în față că aș primi doar 1 pe 3 din valoarea aia și nici măcar acei bani nu i-am primit până în ziua de astăzi. În schimb, am fost dat afară cu palme și cu pumni primis de la ea, din fața casei. Am pățit să dorm pe prești de nenumărate ori, venea suriara mea, mai aducea, îmi făcea un sandwich și mi-aducea apă prin poartă, că eu eram închis în fața casei. Sincer vă zic acum, asta e viața de familie pe care s-o trăiești. Ce mă vedeți pe mine, eu sunt sfăt care a mai rămas aici și atâta. M-ați înțeles? Știu că mama mea și că era plecată în Germania ca să aflu la 7 ani că ea de fapt a fost la pușcărie, cum se spune mai pe românește. Când a ieșit din pușcărie, știu că s-a făcut o căsătorie cu domnul Ovidiu Torș. Vreau să vă spun că am stat cu ei, nu mai știu exact, o perioadă nedeterminată de câteva luni am stat cu ei, mama stătea, dormea. Ovidiu acesta se trezea de dimineață, îmi făcea cremvul și mă ducea la școală cu mașina. Când ai venit la București, era deja căsătorită cu Ilie Năstase? După ce s-au căsătorit, m-am mutat la Ilie Năstase în casă, unde am stat vreo 2 ani de zile. N-au fost nici cele mai frumoase evenimente, dar s-a întâmplat să mai avem masa în familie. El mai făcea o glumă mai proastă, o glumă mai bună. Nu vreau să comentez despre el pentru că... L-ai simțit ca pe un tată? Pe Ilie? Nu. El mi-a spus că... Eu nu aș avea dreptul să fiu copilul lui într-o zi. Mi-a spus că eu sunt un mahalajoi și că sunt un golan și că o să fac pușcărie. În alte evenimente de familie nu vreau să intru în discuții, cum ar fi tricouri rupte și tot felul de acțiuni din acestea mai violente. A dat în tine? Ilie a făcut armata. Răspunsul cred că puteți să-l găsiți voi singuri. Ce îi reproșezi acum mamei tale pentru toți anii ăștia? Ce să-i reproșez? Îi reproșez pentru că înainte de sume, gândește-te la suflet. Și vorbim noi după. Pe la 7, 8, 9 dimineața s-a trezit ea la cafeluță și a zis că bă, ce dai mă muzica așa de tare și a venit pe stilul ăsta ei, de Brigit, cum mi s-ar spune, care eu sunt fisul. A venit ea pe stilul ăsta ei de, domnule, eu, cum să vă explic? De dimineață când mă trezesc, n-am nevoie de alarmă, că o aud pe ea, că taca, 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 numai ziua, toată ziua, bună ziua, vorbește da, și are niște dume de scoate da. Din ea de nu... Păi, dar nu văd până acolo, dă-l mai mare. Uite că avem textul. Așa, dragii mei. În jurul orei 6:30 am coborât în bucătărie pentru a bea cafeaua. M-am uitat stupefiată prin casă și era un dezastru total. Deci ea spune că când s-a trezit, deja a găsit dezastru. Am ascultat mai atentă și am auzit zumzet de multe glasuri. Mi-am dat seama că în casa mea sunt mai multe persoane. Și mai multe persoane pot fi 3. Aici să zicem că nu minte. În casa mea sunt mai multe persoane. M-a apucat panica și am început să urlu la Florin, care era la toaletă. Da. De pe scări au început să coboare mai mulți indivizi euforici. E, da. Uite aici deja se schimbă treaba. Da. Mai mulți indivizi înseamnă mai mulți bărbați. Da. Da. Dar nu la modul frumos, care au început să mă jignească în cel mai urât mod posibil,
În timp ce mă scuipa, altul m-a împins brutal și am întrebat dacă îl cunosc pe fiul meu. Au spus, cine e Robi? Deci probabil că erau, Brigitte spune, asta înțeleg eu, că și are un stil mai alambicat. Brigitte spune că erau mulți oameni, dar și oameni străini care nu te cunoșteau pe tine. Adică cum ar fi ajuns, sau ceva, cum ar fi ajuns oamenii străini în casa ta dacă nu te cunoșteau pe tine? Aduși de alții. Adică... Eu la mine în casă am băgat decât oameni în care știam că pot să am încredere fără să pună mâna pe nimic din ce este al meu. Mai degrabă a mamei mele, vă dați seama, că până la urmă am și eu 19 ani și nu pot să bag la mine în casă orice fel de om. Când cineva intră la mama în casă, că nu era la mine acasă, că acum eu sunt pe drumuri, nu mai sunt la ea acasă. Ea mi-a spus, domnule, poți să vii la mine în casă cu maxim 3 persoane. Tu și încă 2 prieteni. Eu l-am chemat pe acest băiat prezent aici cu noi și încă o fată. Despre care ea era conștientă că ne aflam în casa ei. Voi ați dat toate declarațiile și toate amănântele, le-ați dat la poliție. Da. Așa, puteți să mai dați... Mai lasă-l pe ecran, mai lasă un pic pe ecran. Așa. Am pus mâna pe telefon să sun poliția și unul m-a împins pe jos, dar în acel moment a coborât Florin și l-a imobilizat. Eu am sunat la 112 prima dată, apoi unul a întrebat, a ta era mașina aia albastră? A ieșit afară și nu mai era mașina. Iartă-mă, Dane, pot să fac o mică paranteză aici? Deci dacă zice unul m-a împins, doar tu ai fi fost, Ștefan, să nu? Știți că să știți doar așa. Ca să vă spun de la persoană la persoană, singurul om care a fost imobilizat am fost eu, fiul ei. Și pe mine m-a imobilizat pe jos mama mea, pentru care eu mi-am făcut certificat medico-legal. În momentul de față mă doare foarte tare genunchiul, mi s-a dat un low kick cu care am fost pus la pământ. După care mama mea a început să, cum să spun eu, să dea ca la racheta de tenis un pic, până și-a terminat Florin treaba la toaletă sau ce a zis ea, dar Florin de fapt era treaz și el la ora aia. Este o declarație cu totul falsă ceea ce spune ea acolo. Florin era treaz și mi-a spus, domnule, încerc să o liniștesc. Nu, dă și tu muzica mai încet, încerc să o liniștesc. Stați acolo la tine în cameră unde stăteam ca gândacii, cum s-ar spune. Adică eu puteam să mă mut singur de la 18 ani de zile și eu am stat ca gândacii, ca încercam să mai stau lângă sora mea. Avem și un câine în casă. Am încercat lângă cu Florin Sara să împreună în familia cât se poate de mult. Zii de Sara. Da, Sara, suria Sara, lui, care este al doilea copil al lui Brigitte. Dar care este făcută cu Ovidiu Turș, nu? Exact. Nu cu tatăl tău. Aflându-se în...